Haideți să înțelegem ce este cataracta la câine și pisică. Noi facem cataractă și ne operăm. Câinele și pisica pot face și ei cataractă și se operează. Cataracta reprezintă opacizarea cristalinului, este determinată de factori diverși, iar zonele de opacizare au forme, localizări și mărimi variate la nivelul cristalinului. Cataracta poate evolua indiferent de rasă, de vârstă sau de sex, și la pisică și la câine. Iar, în funcție de momentul apariției, cataracta este congenitală sau dobândită. Indiferent cât de frumoasă este o cataractă, și vorbesc despre o cataractă totală, matură, sau o cataractă nucleară, sau o cataractă sectorială, sau o cataractă polară posterioară, sau cea capsulară, toate aceste opacizări îmi aduc informații despre tipul de cataractă, sediul ei și etiologia. Pacientul cu cataractă matură și hipermatură nu mai vede. Etiologia cataractei este diversă, cum am spus. Congenitală. Este foarte important să fim responsabili și în momentul în care într-un cuib sau într-o canisă ne apar pui cu cataractă congenitală, corect ar fi ca părinții acestora să fie excluși de la reproducție. Cataracta senilă este întâlnită la câine mai frecvent, mai puțin frecvent la pisică, dar foarte importantă, cataracta diabetică la câine este foarte frecventă, din păcate. Este o cataractă cu cea mai rapidă evoluție. Pacientul nostru canin pierde vederea în câteva săptămâni. Cataracta secundară a altor afecțiuni oculare, la pisică mult mai frecventă cataracta secundară uveitelor, sau în cazul plăgilor corneene penetrante, în cazul glaucomului sau luxației de cristalin. Această cataractă este și ea de asemenea frecventă. Avem pacienți, cazuri nefericite, care, primind o perioadă îndelungată de timp tratament cu cortizon, dezvoltă o cataractă iatrogenă, spunem noi. Cataracta traumatică este determinată în special la cățel și la pisică, în momentul traumatismelor produse de gheara de pisică. Gheara de pisică străbate cornea și penetrează capsula anterioară a cristalinului, dezvoltând o cataractă traumatică la intervale variabile de timp după acest traumatism. Diagnosticul cataractei se stabilește prin examen oftalmologic complet. Este necesară oftalmoscopia, examinarea fundului de ochi, pe care reușim să-l examinăm în stadiile incipiente ale cataractei, să putem examina fundul de ochi în cataracta imatură sau în cataracta incipientă. Măsurarea presiunii intraoculare este iarăși foarte importantă. Cataracta, în dezvoltarea sa, produce secundar glaucom. Tonometria, măsurarea presiunii intraoculare, îmi aduce informații dacă, în momentul acesta, cataracta evoluează fără complicații sau, din contră, este complicată cu glaucom. Ecografia oculară îmi aduce și ea informații despre poziția cristalinului, este sau nu este luxat, dacă ochiul respectiv prezintă o degenerescență de corp vitros majoră sau o decolare retiniană. Iar electroretinografia îmi va evidenția funcția retinei. Dacă pacientul cu cataractă are o presiune normală, deci nu a dezvoltat de glaucom, ecografia oculară îmi aduce informații că retina este în poziție, cristalinul nu este luxat și funcția retinei este intactă, practic pun pe listă acest pacient ca fiind un pacient candidat pentru intervenția chirurgicală pentru cataractă. Cataracta se confundă foarte frecvent cu scleroza nucleară de cristalin, afecțiune a cristalinului care nu afectează vederea, dar, din punct de vedere clinic, cristalinul este opacizat, are această tentă albicioasă, fumurie, dar în acest moment, examinând cățelul care prezintă scleroză nucleară de cristalin, fundul de ochi este vizibil, ceea ce nu se întâmplă în momentul în care se dezvoltă o cataractă. Acesta este diagnosticul diferențial între scleroza nucleară de cristalin, care nu afectează vederea și deci nu trebuie să fie operată, și cataracta, oftalmoscopia, examinarea fundului de ochi, vizibil în scleroză, iar în cataractă, fundul de ochi nu mai este vizibil. Tratamentul cataractei este strict chirurgical.
la fel ca și la om. În Facultatea de Medicină Veterinară din București operăm cataractă la câine și la pisică din anul 2003. Este o operație frumoasă, este o operație care ne solicită întotdeauna, este o operație care aduce lumină în ochii pacienților și ne dă o bucurie deosebită, dar în același timp este operația care are complicații, la fel ca și la om. Pacientul operat de cataractă poate dezvolta un glaucom sau o decolare retiniană în timp. Pentru diagnosticul și tratamentul chirurgical al cataractei, este important să apelați la cei care o fac deja de mult. Noi operăm cataractă din 2003 în Facultatea de Medicină Veterinară. Avem o experiență vastă în spate și un număr de cazuri impresionant. Iar dumneavoastră va trebui să veniți să îi consultăm și mai ales m-aș bucura să le acordați a doua șansă să vadă.